mai aproape, așa ca să nu vă plictisesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, după cum bine știți, după amiază astăzi, este iarăși așa ca un fel de oră de cateheză în care vom vorbi despre biserică. Ce este biserica, rostul bisericii, valoarea bisericii, viața omului, însușirile bisericii, unitatea bisericii, întemeierea bisericii, ființa bisericii și în final de ce avem nevoie de biserică, iar cei care n-au nevoie, de ce nu au nevoie de ea. Mai întâi și de toate, biserica este întâi un organ al Duhului Sfânt, deci este întemeiată de Dumnezeu, nu este întemeiată de oameni. Ea este lucrarea harică, din smerenie și din ascultarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a definit cap al bisericii, iar noi trupului bisericii, adică totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi. Deci toată suflarea ce suflă sub soare, indiferent de naționalitate, indiferent de loc, de continent, de țară, care este botezată în numele Sfintei Treimi, alcătuiesc biserica drept măritoare sau luptătoare a Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ, cap al cărei, deci biserica al cărei cap este Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel răstignit, îngropat, înviat și înălțat la cer. Biserica și-a luat ființă odată cu venirea Mântuitorului în lume. Dar și preînchipuirile Vechiului Testament nu au stat ca o mărturie negativă, ci ca o mărturie afirmativă că Dumnezeu a existat ca biserică încă mai înainte de toți vecii. De aceea, prima icoană vie a omului și prima icoană a lui Dumnezeu n-au fost alta decât prototipul părinților noștri, Adam și Eva. Și mie îmi place de fiecare dată să încep cu Adam și Eva, că pe ei îi cunosc mai bine. De ce vă spun lucrul acesta? De ne vom strecura în capitolul ieșirii, deci din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, și vom analiza capitole 26, 27, 28, 29, 30 și 31. O să vă vorbesc foarte sumar, n-am avut timp să fac o critică amănunțită, dar sper așa, din ce țin minte, să iasă ceva bun. Vom vedea cum însuși Dumnezeu Tatăl sau Dumnezeu Sabaot al Vechiului Testament i-a poruncit lui Moise cum să facă cortul mărturiei. Cum să facă lada de salcâm, să o fericească cu aur, cei doi druși, tablele legii, năstrapa, cadelnița, asta, catapeteasma din mătase purpurie, cu chipuri de heruvim, de serafim, din mătase stacojie și așa mai departe. La care mai departe spune că în fiecare dimineață preoții atămâiau și leviții care erau la lucrarea cortului și se închinau cu deosebită evlavie. N-avem timp să luăm în mărunțiș Sfânta Scriptură. Deci aceasta în Vechiul Testament. Odată cu Noul Testament, problema și lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat din două motive. Întâi, prin faptul că carnea de viței și de oi și de țap și de miei nu era o jertfă suficientă ca omul să curățească de păcat. De aceea, în apostolul pe care noi îl auzim citit la Sfânta Liturghie, când este ziua vreunui arhiereu, și se pomenește unul din mari ierarhi ai bisericii, apostolul sună cam așa. Un astfel de arhiereu avea nevoie biserica, sfânt, curat și fără de prihană, care nu să se sfințească cu sânge de dobitoace, de oi, de boi și de țap, ci el este cel ce a venit după rânduiala lui Melchisedec, eu vă spun așa cum țin minte, sfințind cu sângele său și cu trupul său și răscumpărând păcatele lumii odată pentru totdeauna. Deci iată, ne-a venit nou un jertfitor fără de prihană, sfânt și curat și acela a fost Mântuitorul Iisus Hristos, care a pus prima rădăcină a bisericii creștine unde? La picioarele crucii pe Golgota. Deci atunci când și-a luat puterea de a se întrupa din Fecioara Maria și a primit chenoza din smerenie față de ascultarea Tatălui, deci cuvântul întrupându-se și venind în lume, știa că trebuie să fie jertfit. Iar în clipa când a fost jertfit, la picioarele crucii s-a întemeiat biserica.
Biserica a fost întemeiată, deci cum v-am spus, din Vechiul Testament. Hristos n-a venit să o strice, ci să o desăvârșească. Și ce a făcut? În Joia Mare, când stătea la cină, a făcut prima liturghie euharistică pe pământ în chip nesângeros. Și a zis Sfinților ucenici, luați, mâncați, acesta este apostol și ucenici, luați, mâncați, acesta este trupul meu al legii celei noi, deci arăta că intrăm într-o lege desăvârșită în care nu mai este nevoie de calvar, de durere, de sânge, nu va mai fi nevoie de jertfă, de răget, de muget. Și în aceeași clipă se intra la o lucrare harică și tainică în care Mântuitorul Iisus Hristos se dădea pe sine lumii. Au înțeles că apostolii sunt grei de cap și n-au priceput nimic din ea. Și atunci le-a mai demonstrat-o încă o dată, suindu-se cu sfânt trupul său, pe crucea de viață făcătoare, sau ușa tainelor, i s-au bătut piroanele mâini și în picioare, a fost răpuns cu sulița în coastă și astfel s-a întemeiat la temelia bisericii ce? Primele două taine. Botezul și Sfânta Liturghie sau Euharistia. Sângele curs din coasta lui spăla și vindeca păcatele lumii, iar apa cursă spăla păcatul strămoșesc și năștea pe omul ce se îmbrăca în Hristos și învia în Hristos prin botez. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Aleluia! Nu s-a terminat aici. După învierea din morți, Mântuitorul Iisus Hristos a trecut la o lucrare și mai puternică. Ce a spus? Întâi, prin binecuvântare, le-a asigurat bucuria și pace vouă, deci le-a asigurat bucuria învierii, apoi le-a demonstrat la Emaus încă o dată valoarea euharistică a pâinii pe care ei o trecuse cu vederea și nu mai pricepeau și uitase de ea, dar în Luca, în mintea lui Luca și Cleopa, de-abia atunci s-a făcut discernerea prin Duhul Sfânt a priceperii și înțelegerii, căci cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. O spusese și sfutașa din aori, ca spunem la proscomidie. Și cel ce a împuns a văzut și adevărată este mărturia lui și din coasta curs sânge și apă. Mergem mai departe și spunem așa. Nici aici n-a fost de ajuns, ci Mântuitorul Iisus Hristos i-a dat putere, i-a dat bisericii o putere care să nu fie vreodată stăpânită, biruită, covârșită sau depășită. I-a dat harul Duhului Sfânt. Și s-a adresat celor 12 și prin cei 12 vom vedea îndată întregi ierarhii bisericești spunând, luați Duh Sfânt, cărora veți lega, legat va fi, cărora veți dezlega, dezlegat va fi. Iar prin aceste două puteri, a lega și a dezlega în aceeași unitate de lucrare a Duhului Sfânt, n-a făcut altceva decât a instituit ce? Taina iertării și spălării păcatelor. Deci era taina pocăinței care venea să completeze taina Sfântului Botez. Deci venea să completeze taina Sfintei Liturghii. De aceea omul este obligat să postească și să se spovedească înainte de a se împărtăși și obligat este ca cel ce îi ia în brațe pe prunc la botez să fie un om curat, după cum și spune, mă lepă de satana și de toate lucrurile lui, întoarce-te scuipă și îl suflă pe el. Deci, în momentul acesta a mai întemeiat bisericii puterea eclesială sau puterea disciplinară. Și nu s-a lăsat cu atât, ci a venit la, înălțându-se, deci a venit la cinzecime Duhul Sfânt sau Mânghietorul care este cu noi până la sfârșitul veacului și ce a făcut? A desăvârșit biserica odată pentru totdeauna, în veacul veacului, în vecii vecilor și nimeni nu va mai putea clinti nici porțile ea. Adică i-a dat puterea hotărătoare, universală, infailibilă, sfințitoare, unitară, de a mai fi vreodată bântuită, dezbinată, ruptă, împrăștiată, sfârtecată sau sfârmată de vreo gheară, de lup sau de mișel sau de orice ar fi el care ar veni să bântuie biserica creștină. Deci biserica întemeiată de Iisus Hristos. De aceea și în Psaltire spune acolo, Dumnezeu din cerul cel sfânt a căutat pe dânși, spre dânșii. Și a râs, lăsându-i să meargă în izvodirea inimii lor, din greșelile lor în greșelile lor, deci a lăsat să greșească și să-și dea seama că El îi privește de sus și să uită cum greșesc. După aceea chiar El spune într-un alt verset, făcând referire, zice, la râul Babilonului am stat și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. Și zice, uitată să fie dreapta mea de voi uita de Tine, Doamne. Ei, cam așa a făcut Mântuitorul Iisus Hristos,
și în legea Harului. A spus așa: cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine. Deci i-a pus în față jertfa, i-a pus în față puterea, deci disciplinarea bisericii și i-a spus: cel ce vrea, întâi să se lepede de sine și să-mi urmeze mie. Și în felul acesta ce i-a făcut? I-a făcut adepții sau mădularele în parte. Și de aici biserica și-a luat două puteri. Timotei, capitolul 1, versetul 3 cu 13, când spune acolo: biserica este stâlpul și temelia adevărului, și la 2 cu 3 la fel iarăși, dar mai mult decât atât, i-a dat bisericii puterea universală sfințitoare prin Iisus Hristos, care ce face? Pe cei ce de bună voie vin, îi împărtășește și îi sfințește, cum spune în cadrul Sfintei Liturghii. Și are să le luăm ușor pe rând, că eu nu le țin minte din cap, sunt mai greu de cap, și o să vedem ce mai spune în carte despre biserică. În primul rând, dacă vom privi crezul sau dogma bisericii creștine, în primul rând vom putea ști că biserica, trebuie să mai știm despre ea, are două părți. Una văzută și una nevăzută. Adică biserica luptătoare de jos și biserica biruitoare din cer. Biserica văzută sau cea pământească și biserica nevăzută sau cea duhovnicească, care este alcătuită din totalitatea tuturor sfinților întru care se odihnește Dumnezeu. Că Sfânt ești Dumnezeu nostru și întru Sfinți te odihnește. Ce rămâne însă un lucru de știut trebuie să fie acesta. Biserica are mai multe însușiri și eu am ales-o pe cea mai frumoasă. Infailibilitatea bisericii. Ca să vorbim de infailibilitatea bisericii, trebuie întâi să argumentăm că în vârful infailibilității, la piatra din capul unghiului, stă Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu Tatăl. Iar evanghelistul Ioan ne-a relatat destul de frumos. Și la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și la Dumnezeu era cuvântul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui toată puterea lor. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Tu ești acela sau pe altul să așteptăm. Eu v-am spus că lui este să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Drepte faceți căile Domnului. De ce? Securea stă la rădăcina pomului și ce n-aduce roadă să taie și să aruncă în foc. Voi să fiți cu dreptatea. Voi să ne gustoriți cu dreptatea. Voi să fiți mulțumiți cu leafa. Deci iată învățături ale celui mai mare sfânt și om născut din femeie despre dorința de puritate, de sfințenie și de curățenie în unitatea bisericii și despre dorința lui Iisus Hristos, cum ar trebui să fie omul ca să fie icoana și chipul și prototipul icoanei sale. Adică, nemuritor este Dumnezeu, veșnic este și omul. Sau veșnic este Dumnezeu, nemuritor este și omul, să nu facem schimbarea de putere. Sfânt este Dumnezeu, toți sunteți Dumnezei și fiii celui prea înalt. Dar mai mult decât atât, când se referă la infailibilitatea bisericii, aici problema se complică în anumite puncte. Noi am discutat astăzi niște probleme legate foarte bine de biserică, în sensul că trebuie să înțelegem două lucruri. Dacă luăm din punct de vedere confesional, vom vedea că în ritualul și dogmatica și învățătura catolică vom găsi infailibilitatea papală. Ei, diferența între biserica creștină, ortodoxă, adică cea veche, și infailibilitatea papală este tocmai aceea, cum vi s-a spus la Sfânta Tradiție și duminica trecută. Biserica, în primul rând, prin credincioși, își are peste credincioși o treaptă, un cler, și peste cler are o ierarhie, deci clerul și el, la rândul lui, este etajat într-o ierarhie superioară și o ierarhie inferioară, deci preot, diacon și citeț, și apoi este arheria sau episcopia, care derivă din apostolatul celor 12 apostoli, dar și ea, la rândul ei, se împarte în. Și este o întrebare care voi o puneți de multe ori. O ierarhie are mai multe puteri disciplinare. Eparhia sau episcopul plin. Are episcopia, deci care poate să fie un episcop simplu în ascultare sau vicar,
are mitropolia sau un ținut sau o regiune mai mare și poate să aibă patriarhia, care înseamnă autocefalia unei biserici întregi. Ei, și aceste ranguri la rândul lor administrative din biserică își au rolul atât administrativ cât și bisericesc. Episcopul răspunde de eparhie, mitropolitul răspunde de mitropolie, deci nu de mitropolie, de instituția în sine, de tot ce se cuprinde, să spunem, în mitropolia Moldovei și Bucovinei, tot ce ține de teritoriul Moldovei. Iar patriarhul răspunde peste toate. Adică el este reprezentantul bisericii sus, dar nu infailibil, ci este un președinte al unui sfânt sinod, care sinodul este puterea supremă în biserica autocefală, deci în biserica regională, Ierusalim, Grecia, Sârbia, Alexandria, Bulgaria, Rusia și așa mai departe, iar peste acestea, în caz de probleme majore, de linie dogmatică, spirituală sau de linie scripturistică, atunci când se atinge infailibilitatea, adică aspectul static și dinamic al dogmaticii și tradiției creștine, atunci se apelează la sinodul ecumenic, care înseamnă alcătuirea sau adunarea a toți episcopii din toate bisericile. Adică dacă în momentul de față s-ar spune că vine, să spunem, un val de prigoană asupra bisericii ruse și deodată se declară, domnule, de mâine voi toți sunteți, să spunem, budiști. Ăștia refuză. Forțați sunt îndemnați să facă acest lucru. Ei ce fac? Să adună imediat toți capii bisericii din toată lumea și iau o hotărâre definitivă. Ce s-a întâmplat la Sinodul 1? Da, anatema, blastămă, leagă, hotărăște, stabilește și lucru care nu mai poate fi întors niciodată. Și ceea ce trebuie să vă rămână în minte este și lucrul acesta. Infailibilitatea bisericii constă în faptul a trei lucruri. Atât pornind de la capul sinodului, deci peste ecumenic, există un patriarh ecumenic sau întâiul stătător, primul inter pares, cel mai mare. Deci nimeni nu este peste el. El este responsabilul a toate bisericile și lui se cere socoteală, deci la forumul social, judiciar și lumesc. Deci el răspunde când biserica ar face, să spunem, o greșeală. Și unde o întâlnim aceasta? Ca să vă dau și în Sfânta Scriptură și în Noul Testament. În Vechiul Testament. Deci când iudeii au început să se răzvrătească în țara lui Faraon și să facă gălăgie, a fost ales Moise și Aron, care i-a scos din robie și a văzut plăjile și așa mai departe. Ei, când a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, aduceți-vă aminte ce spuneau Scripturile. Zice, mai bine să piară un om decât să ne piară tot neamul. Deci aceasta cine hotărâse? Ana și Caiafa, arhierei anului, era pe vremea aceea cei mai mari în Ierusalim, peste biserica evrească, dar ei nu-și dădeau seama că prin aceasta, de fapt, împlinesc Scriptura, că pentru un om avea să vină mântuirea lumii și acel era Fiul lui Dumnezeu. Trecem peste asta și ne întoarcem la oile noastre. După ce, deci Patriarhul Ecumenic dă o hotărâri sinodale ecumenice peste toate bisericile, în bisericile autocefale, deci bisericile locale, patriarhul țării respective și a bisericii respective conduce problemele interioare ale bisericii. Dar și ei, la rândul lor, au puterea lor disciplinară. Deci, patriarhul poate da o decizie, să spunem, de schimbare unei eparhii sau unei mitropolii, a unui mitropolit sau unui episcop sau cutare, hotărâre în sinod. Pot lua decizia asupra unei probleme, să spunem, o invazie sectară sau o invazie negativă împotriva bisericii sau, să spunem, cum era și invazia comunistă. Sigur că biserica făcea niște presiuni și făcea niște demersuri mai tacite, mai forțate, mai mascate. De ce? Făcea un fel de apel la rugăciune, la Sfânta Liturghie, la spovedanie și la tot ce este legat de cadrul cultului, ca omul să nu piardă legătura cu biserica, adică unde vreau să vă duc. Și membru de partid avea copil botezat și era cununat cu nevasta. Și șeful securității din județul sau județul sau orașul cutare, și el știa când i s-a născut copilul că trebuie să aducă pe ascuns un preot să-l boteze. Adică biserica își făcea într-ascuns datoria de biserică. Iar ierarhul sau episcopul locului sau preotul parohiei respective își asuma un răspuns și își asuma prin aceasta și o putere, în sensul că dacă era cumva luat la strânsoare, spunea,
Domnule, te-am servit când ai avut nevoie, fii om. Și în felul acesta a supraviețuit biserica cum? Nu prin propaganda care se face astăzi, că spune, zice, ce ați făcut în trecut, ce ați făcut 50 de ani? Nici într-un caz nu ne-am peptănat și am primit pachete din străinătate, cum au făcut sectarii și catolicii și celelalte culte, făcând expansiunea asupra bisericii creștine. Pentru că dacă ne uităm ușor în istoria bisericii creștine, un lucru care nu-i mincinos și nu-i adevărat, numai Occidentul și catolicismul au împins comunismul în țările europene. De ce? Văzând că este de nezdruncinat biserica, au susținut și au încurajat capitalismul, având bani și forțe și materiale și armate, l-au ținut în țările europene mai puțin civilizate, adică mai puțin dezvoltate. Stai 1000 de ani aproape sub otomani, mai stai vreo 200 de ani sub popoare migratoare, mai stai vreo iar 200 de ani sub imperii de aceea Habsburgi, ce și cea mai fost imperiu austro-ungar, și mai fă treabă. Deci ce se întâmplă? Fiind popoarele sărace, ce a zis? Numai în felul acesta îi vom putea corupe. Dar nu s-a putut corupe. De ce? Pentru că aceste țări europene n-au avut puterea financiară, au avut puterea duhovnicească. Și ce s-a întâmplat? Biserica și-a făcut meritul pe deplin. Chiar dacă a intrat Maria Tereza în Ardeal și a stricat 100 de mănăstiri și de biserici, de piatră și de lemn cu tunul sau cu focul, nu s-a distrus ortodoxia din Ardeal. Chiar dacă au intrat austro-ungari în Bucovina și rușii în Basarabia, nu s-a distrus cultul românesc și cultul creștinesc lăsat de la Mușatin și de la înaintașii lor și până în zilele noastre de la Apostolul Andrei de la Gurile Dunde. Adică, omul s-a legat de puterea crucii, s-a legat de puterea tainei, s-a legat de puterea bisericii și biserica a cultivat spiritul creaționist, național, spiritul de solidaritate, spiritul de cultură și tocmai de aceea biserica în vremurile vechi mai avea și acest rol de instruire spirituală și culturală a oamenilor țării. De ce? Înainte vremuri nu se făceau tranzacțiile între țări prin oameni neapărat diplomați pământești. Se făceau și prin diplomați bisericești. Citiți cine a fost Ioan Țamblac, citiți cine a fost Petru Movilă, citiți cine a fost Ieremia Movilă, citiți cine a fost Mihai Viteazu, citiți cine a fost Ștefan cel Mare, citiți cine a fost Tarase, episcopul de Roman, citiți cine a fost Meleti, episcopul de Cluj, citiți cine a fost Teoctistul 1 și Teoctistul 2, nu patriarhul de azi, ci primii mitropoliți ai Moldovei, citiți ce a făcut Iacob Putneanu, Arhimandritul Măzărean. Deci nu trebuie să stăm în nepăsare. Biserica are o istorie cu bărboși care se scrie vrut nevrut. Adică ce se întâmplă? Ei și-au adus aportul nu după lungimea bărbilor, ci după istimea minții. Adică trebuie să țineți cont că n-au dormit, ci au vegheat ca putere eclesială și putere disciplinară, având la un moment dat, dacă veți citi cronicile, drept, judiciar și canonic și citind numai îndreptarea legii și pravila mare a lui Matei Basarab și a lui Vasile Lupu, veți vedea că au avut chiar putere judiciară și hotărătoare în divanurile țării. Adică biserica avea o putere nu de care abuza. Nu era o putere expansionistă și de dominație, ci era o putere morală de colaborare și de întregire. Deci infailibilitatea ei nu era contestată. De ce nu era contestată? Pentru că cel ce căsca gura era responsabil de ce căsca. Dar dacă veți citi ușor cărțile, și trebuie să băgați la cap și păcat ar fi să nu băgați, vedeți că la Cluj a apărut o carte, Masoneria și lucrările ei în lumea mondială, nu știu cum se cheamă, cu pereții albi, scrisă de un oarecare Trofim Cineofil. Ei, ca să vedeți ce face satana, ca să denigreze infailibilitatea și justeția juridică a bisericii, a făcut ca în sânul bisericii să se strecoare oameni de nimic. Și ce înseamnă oameni de nimic? S-au convertit jidani la ortodoxie, dar nimeni nu le știe scopul cu care s-au convertit. S-au convertit catolici la ortodoxie, dar nimeni nu le știe scopul cu care s-a convertit. S-au convertit protestanți la ortodoxie, nimeni nu le cunoaște scopul. S-au convertit sectari la ortodoxie, dar nimeni nu le cunoaște scopul. Au placat și ușor au intrat sub masca evlaviei false, cum făcea și securitatea vechiului regim,
Deci să fofila, să strecura, să îmbiba, să îmbina, să împletea, să lega și intra în punctele cheie și ce făcea? Făcea masacre și dezastre catastrofale ca să poată poporul cel credincios de jos, pentru că spunea Părintele Cleopa, zice, dușmanii bisericii sunt dezbinătorii ei, dar, zice, apărătorii bisericii sunt poporul de jos. De ce? Pentru că deși au văzut și beție, și curvie, și mânie, și hoție, oamenii nu s-au spăimântat și n-au lepădat biserica, n-au confundat instituția duhovnicească și pe Hristos cu individul. Adică ce au făcut? Ne povestea părinții bătrâni la Sihăstria, atunci când a venit decretul, neavând motiv ca să-i scoată din mănăstiri și să facă acea vraiște și nebuneală în 59, ce au făcut? Au ales întâi capii bisericilor cei mai buni, episcop, preoți, profesori, mitropolit, ce era? Protopop, preot de parohie, creștin, credincios, cântăreț, și îi acuza de politică și de neascultare împotriva ordinii sociale. Îi băga, îi judeca și înghițeau ani grei de închisoare prin Temnița, Iud și Jilava, câte 18-20 de ani de muncă silnică. Mulți acolo le-a rămas și oasele, și numele, și memoria. Bine, biserica nu i-a uitat ca o mamă bună și îi pomenește. După ce i-au scos pe aceștia, sunt mărturii clare a celor care încă mai suflă și respiră la 80-90 de ani. Deci după ce i-au scos și pe aceștia, au trecut la o metodă mai murdară și parșivă. Ce au făcut? Au început să-i scoată pe cei mai de duh, mai duhovnicești. Ia că mai vezi câte un bătrân prost că îți dă un sfat bun. E, îl da și pe el al mătura. Ori îl ducea undeva izolat sau îl strângea toți grămadă să nu se împiedice ei, ori dacă putea, îi mai făcea o operație și o injecție ca să nu mai sufle a doua zi. Și se termina cu el. Nimeni nu-i dădea explicații. Și nu cerea nimeni explicații în vechiul regim. Iar după ce a reușit să facă lucrul acesta, ce a făcut? A încercat să împresoare în biserică cuvânt spus din gura bătrânilor, nu minciună. Zice, cei mai răi și cei mai nesupuși, zice, și cei mai care n-aveau nimic comun, zice, cu biserica și cu călugăria, zice, îi promova în funcție de răspundere. Dar de ce îi punea? Ca făcând aia rău, poporul să ajungă să dezguste, să scuipe, să izbească, să trântească și să întoarcă spatele bisericii și să zică ce să caut acolo. Dar, citind o carte frumoasă a lui Vladimir Loții, Struțo Camila, scrisă de un rus, era redată toată viața unui securist cum să infiltrase el în biserica rusă. Și spune că în clipa când slujea Sfânta Liturghie ca securist, el primise taina hirotoniei în ochii poporului și știa că e viabil, adică ce a vorbit arhiereul sfânt rămâne. Dar zice că el o făcea de complezență, el nu o făcea cu credință. Dar zice că atâta frică prindea în timp ce făcea Sfânta Liturghie, că avea impresia că altarul se apasă pe el, icoanele îl mustră, catapeteasma stă gata să cadă, sfinții stau gata să-l certe și să-l mustre. Și zice, respecta toate regulile bisericești mai bine decât un preot. Adică el o făcea pe preotul cu din adinsul. Și spune că la atâta trăire sufletească ajunsese că era un bătrân pe patul de moarte care trebuia să moară și a trimis imediat pe o bătrână să spune că Ambrozie moare neîmpărtășit. Și când a venit la el, zice, muribundul, era o scenă foarte frumoasă redată. Zice, muribundul stătea cu ochii transfigurați și spunea, trupul lui Hristos, trupul lui Hristos, sângele lui Hristos. Și ăsta stătea cu lingurița, dar n-avea pâine, n-avea în cutiuță luate sfintele taine, ci luase pur și simplu o bucată de pâine goală. Și când a văzut cu câtă sorbire a înghițit muribundul bucățica de pâine în nădejdea că ăla este Hristos și învierea, și știa că aia e mântuirea lui, n-a mai suportat să-i vadă spasmul sfârșitului, ci l-a nădușit cu o pernă pe față, că a început să curgă pe el sudorile, văzând câtă credință avea acela în fărmitura aia care el știa că o dăduse în glumă, dar el o luase în serios. Deci aici vreau să ajung, infailibilitatea bisericii nu stă în mizerile care ar vrea cineva să le strecoare în biserică, ci stă tocmai în credința poporului. Odată ce s-a săvârșit un act pentru credința poporului, Sfânta Liturghie e valabilă, botezul e valabil, cununia e valabilă, că cineva pus odată la îndoială povestea că în vremurile de demult, de ce vă spun lucruri de acestea? Pentru că sunt mai frumoase decât filozofii goale.
Zice că cineva se dusese într-o eparhie prin zonele de munte, undeva într-un sat mai izolat, și s-au tot dus credincioșii la... S-au tot dus credincioșii, cum era pe vremurile vechi, de demult, la episcop. Domnule, dă-ne și nouă un preot, dă-ne și nouă un preot, ce să facem? Nu i-a auzit nimeni. Într-o zi și-au ales pe unul care era mai bun, l-a trimis la o mănăstire să învețe rânduiala și l-au pus ei singur preot. Zice, tu de azi înainte faci slujbele noastre. El îi îngropa, el îi boteza, el îi spovedea, el îi împărtășea, el le slujea Sfânta Liturghie, ca după ani și vremi de zile să ajungă să se izbească aceea, stai, Domnule, zice, acolo nu era preot. Cine l-a făcut pe ăla? De unde este el? Ce s-a întâmplat cu el? O povestea părintele Dimitrie Bejan, nu știu eu de la mine, la care a scris Bucuriile Suferinței. Și spune că la un moment dat s-a pus în încurcătură toată disciplina bisericii, adică și ierarhie, și sinod, și toate. Și ce au găsit de acolo? Să le spună oamenilor că de 30 sau de 20 de ani aveau acolo un preot care de fapt nu era preot, când ei știau prea bine că au murit botezați, împărtășiți și cununați, sau să-l hirotonească. Și au găsit de cuvință să-l hirotonească, să rămână viabil tot ce făcuse de atunci, nu pentru faptele lui. Poate el era moral, dar pentru credința celor care au primit acele taine. Deci trebuie să înțelegeți că infailibilitatea bisericii nu este contestată. Și când vă spun lucrul acesta, vă aduc o altă argumentație dintr-o istorioară frumoasă. Când un paraclisier din prea multa evlavie, stând mereu pe lângă preot, a învățat Sfânta Proscomitie. Și mergând să ia prescurile de la bătrâna care își făcea prescurile, s-a apropiat ușor de biserică și a început să zică toate rugăciunile proscomitiei cu prescurelele în spate, cum venea el la biserică. În clipa când preotul s-a îmbrăcat în veșminte, a simțit un vuiet. S-a uitat și nu și-a dat seama. A pus mâna pe copie și pe prescuri să înceapă să facă Sfânta Liturghie. Și un glas îi spune, nu mai fă proscomitia, zice. Scoate doar înseamnă, fără să rostești nimic, că zice, a fost făcută. Și el întreabă, de cine? De paraclisierul tău. Și spune-i să nu le mai rostească niciodată. Deci cuvintele lui Dumnezeu nu sunt cuvinte de glumă. Nu trebuie luate nici în glumă, nu în serios. Deci nici n-ai voie, nici de cum să te gândești că tu iei cuvântul lui Dumnezeu în glumă. Deci totul este la modul serios, numai cât ai căscat gura și Dumnezeu a lucrat. Și de aici vă spun un lucru care se întâmplă des în popor și trebuie să-l știți, legat de infailibilitatea bisericii și de lucrări în timpul, deci în rândul credincioșilor. Foarte mulți dintre voi obișnuiți să vă duceți la spovedanie din mănăstire în mănăstire și să primiți tot felul de canoane, de legări și dezlegări, fără să mai țineți cont de ele. Și s-ar putea ca la moarte sau la săvârșirea din viață să nu avem parte de lumină sau să avem parte de rai, tocmai pentru faptul că nimeni n-a știut că tu te-ai dus la preotul cu tare și ăla ți-o fi dat 5 ani sau 10 ani sau 7 ani, tu ai trecut cu vederea, n-ai ținut cont, n-ai făcut canonul, te-ai dus la altul, te-a spovedit, ăla te-a împărtășit, te-a dezlegat, el că a vrut mai ușor sau mai greu sau mai nu știu cum și tu de fapt ai rămas sub legătură. Deci, se spune că pe vremea nu știu cărui episcop, un călugăr de moarte greșit, nu știu cu ce l-o fi supărat pe respectivul arhiereu, acela l-a legat și întâmplându-se să moară respectivul cleric, s-a întâmplat că el a început să umble din om în om și să-și recapete acea dezlegare. Și știți ce i-au spus? Nu știu ce să-ți răspundem. Cine a legat să dezlege? Cine ți-a spus să-ți spune tot ce... Noi nu știm ce să-ți facem. I-au dat ei într-un fel o ameliorare, i-au dat o dispensă, o suspensă de respectiva lucrare. Dar el s-a hotărât singur ca până la moarte să împlinească canonul respectiv, nemai mâncând pâine niciodată pentru legătura care o primise de la duhovnicul sau cei fusese episcopul locului respectiv pentru greșeala săvârșită. Pentru că se temea într-adevăr de legătura lui. Iar în altă parte se spune că un preot oarecare, tot așa întristând pe episcopul locului sau nu știu ce întâmplare făcând, de ce vă spun legat de infailibilitatea bisericii, să vedeți ce înseamnă puterea morală și disciplinară a bisericii, adică biserica nu e o instituție în care vine și este o vorbă în popor, își bagă picioarele cine vrea și le scoate cine îi place.
Deci biserica este un loc în care când ai intrat, descalță-te că locul e sfânt pe care calci. Așa a primit Moise în Vechiul Testament. Și era doar preînchipuirea venirii Duhului Sfânt în rug. Nici nu era zămislit Hristos în pântecele fecioare. Și spune că respectivul cleric, murind, a rămas nedezlegat. Nedezlegat. Și s-au arătat, deci tot așa după anumite rugăciuni și după rugăciunile anumitor, deci după rugăciunile anumitor preoți, s-a arătat cum noaptea s-a arătat episcopul mort preotului respectiv pe care îl pomenea și i-a spus, l-am iertat și i-a văzut slujind în cer împreună Sfânta Liturghie. Deci nu ne jucăm de-a gluma. Și se spune că iarăși pe vremea unui sfânt, întâmplându-se odată, un episcop, prinzând pe un preot cu greșeli de moarte, să-l alunge din ținutul lui. Și alungându-l din ținutul lui, el a zis așa, ce voi face? Voi pieri de foame, trebuie să mănânc și să trăiesc. Și s-a dus într-un ținut îndepărtat și mergând în ținutul acela îndepărtat, a început să slujească. Și slujind odată, minunea a făcut ca un copil care era de slugă la un boier, boierul cinstea cu slavă, îi dăduse aver numai să șadă pe episcopia acolo, pe moșia lui, să-i facă slujbe frumoase la biserică și tot. Copilul acela avea o misiune în biserică, care, nu știu să vă spun, că am citit-o de mult și mi-a scăpat printre degete. Dar se spune că în clipa când a intrat, deci când a intrat copilul în biserică, a venit înapoi și a spus boierul, eu n-am găsit pe cine m-ai trimis să caut. Zice, cum preotul care a fost la noi la masă. El venind la masă arăta ca om, fiind în veșminte și slujind Sfânta Liturghie, arăta a arhanghel și a înger, că Dumnezeu nu se joacă cu liturghia, spune Sfântul Macare. În clipa începerii Sfântului Liturghii, preotul se îmbracă în val de foc, toate păcatele lui se ardă cât timp slujește liturghia care e infinit de curată, n-avem ce să spunem, Sfânt ca Ioan Botezătorul și curat ca Îngerul și nu ești vrednic, și nici de cum, și nici de cum se alterează sau se profanează Sfintele Taine pentru păcatele lui. Și copilului i s-a descoperit lucrul acesta. Și cum i s-a descoperit? I-a spus din nou boierul, du-te mă că e în biserică acolo, zice, dacă eu știu că e acolo, doar mi-a spus altă slugă. Și mergând în biserică, din nou a spus, acolo în biserică nu e un preot care îmi spui tu să-l chem, care a fost la noi, ci un arab. Și în clipa când boierul s-a dus, a văzut pe preot și i-a zis, ce se întâmplă cu tine, zice. Ce se petrece, zice, de cel care l-am trimis să te cheme, spune că nu pe tine te vede, ci un arab vede. Și spune că, într-adevăr, preotul a căzut în genunchi și a spus, legătura episcopului meu, zice, să nu mai slujesc, eu n-am ținut-o și am călcat-o și m-am dus în altă episcopie, zice, aici la tine, și iată am slujit fără binecuvântarea lui. Și boierul, care era om și temător de Dumnezeu, i-a spus, o, nenorocitule, zice, de-mi cereai pâinea de pomană, ți-o dădeam și te țineam la casa mea, numai acest lucru să nu-l fi făcut pentru sufletul tău, nu pentru mine. Și spune că într aceeași clipă, deci a intrat sub starea de pocăință, ce o fi fost mai departe, nu știu, și spune că din acea clipă boierul a și izgonit, deci i-a și spus să plece din locul acela, deci s-a lipsit, cum spunea Gherasim cel nebun pentru Hristos, decât o liturghie spurcată, mai bine o fiară curată, deci a rămas mai de demnitate și mai de evlavie puterea infailibilă a bisericii și glasul lui Dumnezeu, ce zice, cu frică și cu dragoste să vă apropiați și Sfintele Sfinților sau slujiți Domnului cu frică și cu cutremur, decât să-ți bați joc și să faci o neorânduială. Un alt lucru categoric legat de infailibilitatea bisericii, se spune că în vremea Sfântului Vasile cel Mare, un preot din greșeală curvise cu altă femeie care de mult îl pismuia și îl urmărea. Și în clipa când s-a dus la arhiereu, acesta i-a spus, 3 ani nu vei sluji, vei mânca pâine și apă și greu te vei canonisi. Și acesta și-a împlinit canonul, iar la 3 ani episcopul din îndurarea inimii ce a spus? Milostiv o fi Dumnezeu. Hai să vedem ce va lucra Dumnezeu și ce semn va face. Și l-a luat cu el la o mormântare, mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur. Și în timp ce spuneau fiecare ecfonist la ectenie că tu ești învierea și viața,
Iată că mortul se scutură din sicriu, se întoarce spre cel care vorbea și spune: stai, oprește! Toți s-au spăimântat. Și el spune: nu, nu vă spăimântați, am venit să vă aduc mesaj. În rând cu făcătorii de minuni este, liturghie să nu facă. Deci iată cât de mare este puterea infailibilă în biserică. Iată cât de mare este puterea Harului Duhului Sfânt și dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu pentru noi oameni. Dar spune Apostolul Pavel că la vremea de apoi, pentru păcatele norodului și pentru proasta economisirea tainelor lui Dumnezeu, vor fi morți și boale în norod. Părinte-ți bolnavă de cancer, te cred și eu, după 16 avorturi și tu te împărtășești, sau după 20 și fără pocăință nici nu are ce să urmeze. Părinte, zice, mi s-a străcat de cap bărbatul. Nici n-are cum, după curvii și golănii, cu mătra, cu nănașța, cu finăța și cu toate neamurile lui, n-are ce să urmeze. Deci, spune Apostolul Pavel, zice, să stea omul să se ispitească pe sine, din pahar să guste și din pâine să mănânce, că foc își ia și o sândă. Deci, iată, cam aceasta este infailibilitatea bisericii. Iar când biserica a hotărât întotdeauna ceva, n-a hotărât în puterea ei majoritară, ci în puterea ei sfințitoare. Precum ni s-a părut nouă și Duhului Sfânt, așa am hotărât. Și să luau decizii sinodale, cu sau cu fără faceri de minuni, și să stabileau dogme și învățături, precum simbolul de credință la sinodul 1 și sinodul 2, și apoi iconoclasmul și toate câte au urmat și au fost nevoite să fie izgonite din sânul bisericii de la dușmanii de moarte eretici. Am trecut peste infailibilitate și peste administrarea tainelor. Nu vreau să intru în taine, că va fi o vreme separată a lor. Deci am vorbit de unitatea bisericii, deci toate bisericile din toată lumea, nu contează că e armean sau că e bulgar sau că e sârb sau că e croat sau că e ierusalimitean sau grec sau român. O biserică sunt. Sunt autocefale, dar unite în același cap în Hristos. Sunt mădularele și vițele în parte la butucul de bază. Ce nu taie, ce nu se face roadă, să taie și să aruncă în foc. Sobornicitatea, deci am vorbit și am atins-o, nu mai este nevoie. Atunci când a fost nevoie să fie prigonită sau să aibă probleme, biserica s-a unit sobornicește și și-a apărat puterea sfințitoare și harul Duhului Sfânt a lucrat, încât n-au putut să o biruiască forțele iadului și nu o vor birui în veacul veacului. Universalitatea. La universalitate putem să spunem două lucruri. Ceea ce rămâne, deci de contrast, ca să spunem așa, taina cununiei este taina cununiei în toate bisericile, vorbind de universalitate. Taina mirungerii este taina mirungerii. Taina botezului este taina botezului. Acum, de la caz la caz, în baza dinamică și statică a tradiției, se pot face lucruri din loc în loc, de la om la om și de la voie la voie, dar nu care știrbesc aspectul dogmatic. Ați văzut că se mai obișnuiește. Uneori, să se facă, vorbind de universalitate, deci când spun de o taină, să luăm de pildă botezul, scurt, în două vorbe. El se face numai de preot și de episcop, deci asta nu o s-o poate nimeni schimba vreodată. El mai poate fi administrat de diacon sau de orice creștin, în caz grav, rostind formula Sfântului Botez și afundând pruncul în apă, dar nici de cum săvârșind celelalte care sunt ale preotului, de va muri. Întreg botezul se va socoti, iar de va trăi se vor completa lui cele de cuvință. La mila lui Dumnezeu, ca și popa, zic și eu, și s-a botezat băiatul. Ioan Iacob Poezii, un botez minunat la apa Iordanului. Mergem mai departe, referindu-ne la taina cununiei. Ați văzut, se spune și se face propagandă pe această problemă, că zice că biserica ortodoxă ar fi spurcată sau ar fi necurată pentru că admite cununia a doua și a treia. Ei, pe când biserica catolică spune că are o singură cununie, ei nu mai admit altceva. Ea o singură cununie, dau mai multe femei. Adică de ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Ei nu se mai cunună, curvăresc. Dar biserica creștină, știind acest lucru despre fiii ei, pentru că Apostolul Pavel ne-a înștiințat pe noi prin două arme deosebite și ne-a spus, bine este omului să căsătorească în Domnul decât să ardă în foc,
Și iarăși spune, neputând purta greutatea și zărduful zilei, vin la însoțirea nunții a doua, și iarăși spune Apostolul Pavel, zice, cel ce poate să se căsătorească, să se căsătorească, că bine face, dar mai bine să rămână așa. Deci dă posibilitățile fără să tulbure pe nimeni. Deci biserica înțelege aspectul firesc al lumii căzute sau al lumii carnale. Și ce face? Își însușește această ocară prin a legiui nunta a doua sau eventual până și nunta a treia cu rânduială în pravila mare care spune de vor fi mirii mai bătrâni de 40 de ani și se vor însoți fără legiuială de copii, să nu se împărtășească 5 ani și să facă pocanie. Adică le dă voie eventual să se căsătorească, să nu curvească, dar le dă pocanie. Dar cei ce vor să se căsătorească pentru urmași și vor să nască copii să se căsătorească, nu-i oprește. Deci a murit prima soție. Ai voie să te căsătorești a doua oară. A murit și a doua, ai voie și a treia oară. Dar pentru urmași. Nu pentru gomorie, nu pentru sodomie, nu pentru desfrânare și urgiile vremii. Deci nu facem poligamia turcească. De-abia au scos o bușatinie din țară. Noi, ortodoxi, nu o aducem la loc. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți și cum spuneam odată cuiva, că a spus săracul la spovedanie din întâmplare, ce părinte, zice, eu spun adevărat, zice, omul sincer, părinte, eu cu 86 am trăit. Băi, mai, măcar mai dă tare să împlinești 100. Ce mai avea să-i spun? Am glumit și eu cu el. Zic, și nu te tem de Dumnezeu, știu că mă duc în iad. Zice, dar am venit să mă spovedesc, că zice, sunt sigur că o să-mi dea o muncă mai ușoară. Mi-a plăcut începutul lui. Adică el înțelegea cât de catastrofală este greșeala vieții lui. Dar a înțeles că poate să existe o pocăință din care să ia o greutate mai ușoară acolo în iad. Și i-am spus, nu e chiar așa, zic. Caută să te pocăiești cu din adinsul, că-ți spun eu că ai șansă de rai. Dacă a avut șansă de rai, nu știu că eu nu l-am mai văzut. Dacă s-a pocăit, nu știu că nu l-am mai văzut. Dar spun că nu există măsură de păcat la care să nu existe măsură de iertare la Dumnezeu. De va greși împotriva Tatălui, se va ierta, adică a învățăturii. De va greși împotriva Fiului, îi se va ierta. Numai de greșește împotriva Duhului Sfânt, nu se iartă niciodată. De ce? Cum să-l iert eu pe sectar când îmi schimbă dogmele bisericii? Cum să-l iert eu pe sectar când îmi neagă tainele credinței? Cum să-l iert eu pe sectar și să intre în rai cu mine, cum vorbesc ei de Împărăția lui Dumnezeu, parcă ar vorbi de Piața Nicolina unei ai zarzavaturi, când el mi-a anulat taina cununiei, mi-a anulat taina botezului, mi-a anulat taina spovedaniei, mi-a anulat taina liturghiei, prin lipsa harului, prin lipsa ierarhiei apostolești și sobornicești în biserică, adică apostol, episcop, preot și așa mai departe, continuare ierarhică, și când el este lipsit de Duhul Sfânt. Nu i se va ierta nici în veacul ăsta, nici în cel ce va să fie. Spuneau, era o cântare frumoasă la țară. Bătrânii, eu știu că bătrânii au fost hazlii dintotdeauna. Murise un sectar și o babă mai șugubață a spus, zice, ei, zice, eu nu-s de credința voastră, dați-mi voie să-l bocesc și eu. Și a început beata femeie să cânte cam așa. Zice, am muncit o viață întreagă și îl îngroapă ca pe o vacă. Nu-i nici cruce, nu-i nici praf, numai pocăiții rac. Deci iată ce frumoasă jălanie adusese femeia după mintea ei de la țară pentru fapta lui nenorocită. Deci ea a înțeles că moartea sectarului e ca unui cadavru. Deci nu are nimic comun cu universalitatea, cu apostolicitatea sau cu sfințenia bisericii. De aceea vă spun, trebuie să fim cu mare luare aminte când și cum biserica poate să facă pogorământ, poate să ierte sau poate să dezlege legat de această putere dată bisericii. Iar ultima este apostolicitatea. De ce? Pentru că dacă nu avem cursul ierarhic apostolesc, totul e în zadar. Se bat cu pumnul în piept catolicii și spun, dar zice, Petru a pătimit la Roma, dar Petru a fost apostolul lui Hristos, dar zice, Petru are acolo în Roma, zice, lanțuri și avem catedrala Simon Petra și cu tare. Da, să nu uităm, cum spunea odată, tot într-o discuție de aceasta interconfesională, zice, da, dar zice, Petru a primit o harismă specială. N-a primit nicio harismă specială. A fost ca toți ceilalți apostoli,
Dar Dumnezeu i-a încredințat primirea darului din nou, fiindcă pierduse. Imediat după înviere, când le-a spus, luați Duh Sfânt, mergeți în toată lumea, botezați și învățați și mântuiți neamurile numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, următorul lucru care l-a făcut, i-a spălat lui Petru rușinea și ocara lepădării și a blestemului. Petru era cel care a spus, blestemat sunt de cunosc pe omul acesta, nu l-am văzut niciodată. Și Hristos l-a privit de acolo, de la Gabata, de la locul pardosit cu pietre, unde era legat la stâlp, cocoșul cânta și Petru se pocăia și plângea cu amar. Dar ce face omul când greșește? Pierde darul Duhului Sfânt. Ei, această pierdere a darului Duhului Sfânt, numai Dumnezeu știa că asupra lui Petru n-avea mărturie și n-avea validitate în clipa aceea. De aceea l-a luat la Marea Tiberiade, de aceea l-a ispitit și i-a spus, Petre, mă iubești? Era ca și cum spunem noi, era cum spunem noi la botez, dacă ați fost atenți nănașul când e catehumen, te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos și cred lui ca unui împărat și Dumnezeu, de trei ori. Ei, același lucru îi cerea acum într-un chip cu totul tainic și minunat Iisus Hristos lui Petru când vrea să-L întărească din nou în harul apostoliei. Paște oile mele, mă iubești tu, Petre? Iarăși, da, Doamne, te iubesc. Paște melușei mei, iar a treia oară când s-a înverșunat Hristos asupra lui, de ce? Pentru că și a treia oară a fost mai categorică lepădarea lui Petru. Sunt blestemat de îl cunosc pe omul acesta. Atâta l-a străpuns Iisus Hristos cu cuvintele acelea, Petre, și mă iubești tu pe mine? Încât el a început să plângă și a spus, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Cât te iubesc? Nici n-am mai știut ce să exprime. De ce spun lucrul acesta? Ca să poată apoi să-i spună grozava chemare. Uite, tu ești Petru și pe această piatră voi întări biserica și porțile iadului nu vor birui în viața veacului. Adică i-a arătat lumii întregi că nu și-a făcut apostol numai din cei perfecți, ci și din cei greșiți, chiar dacă ceilalți dăduse cu coatele și fugise. Ceilalți și-au scos castanele din foc cu mâna lui Petru, știi? Petru, ceilalți au fugit, dar i-a lăsat ușor. Petru a trebuit purificat pentru că el a și mărturisit fugind. Deci a avut acea tărie, Doamne, eu sunt cu tine până la moarte. A primit și replica, deci în urechi, gândiți-vă că cât de profetic a vorbit Hristos. Petru, până n-o să cânte cocoșul de trei ori, tu ai stelepes de trei ori de mine. Știa, deci. El știa și a continuat să le facă una, două, trei. De-abia la cântatul cocoșului și-a adus aminte de greșeala săvârșită. Ei, Mântuitorul a arătat că iertare este și pentru acest păcat, adică împotriva Duhului Sfânt, dar cum? Cu groaznică pocăință, cu străduință, cu sudoare, cu multă evlavie, ca să spun, și putere. Nu mi te trec eu pe tine de la sectar la ortodox și de mâine te dai la băut în bufet, că de acum sunt ortodox, gata, nu mai trebuie să beau pe ascuns, beau pe față. Nu e așa, frate? De aceea canoanele bisericii sau puterea administrativă a bisericii spune pe cei veniți de la alte credințe să nu fie înaintați în treapta clericilor decât la mare nevoie și numai în caz când au fost cercetați cu deluarea minte, dacă s-au însănătoșit în credința lor la minte. Deci de aceea s-a strecurat în biserică încercând să ne distrugă infailibilitatea toate ligioanele neocreștine care nu ne folosesc nouă la nimic. Adică au intrat de-a lungul comunismului și au încercat să o dărâme. Ministrul cultelor, departamentul cultelor, împuternicitul cultelor, responsabilul protopopiatelor, el n-avea comun nimic cu biserica, el era șurubar de la fabrica de industrializare a fierului, făcea cu filiera șuruburi și făcea filete. Și a fost pus deodată împuternicit la culte. Dar de ce era pus acolo? Când preotul spunea, împuternicite, domnule sau tovarășe, nu am voie eu să botez astăzi miercuri și să dezleg la de dulce, sau n-am voie să fac liturghia când vrei mă ta, așa e rânduiala. Te dau afară imediat. Vedeți? Era o obstrucționare a adevărului, dar nu o distrugere totală a lui. Pentru că ori la 6, ori la 8, liturghia tot valabilă era și taina rămânea în sine.
taină, ori la miezul nopții, ori la miezul zilei, ori în amiaza mare. Deci aia a fost și cu Petru. A greșit, s-a îndreptat, s-a pocăit, a primit har și s-a dus să pătimească în Roma, nu pentru altceva. S-a dus să pătimească în Roma ca să le demonstreze catolicilor că vine de la Ierusalim. De ce? Că dacă ar veni Sfânta Lumină la Roma, ne-am închinat și noi lui Papa. Și am crede în infailibilitatea lui. Nu l-a mai considerat vicarul lui Hristos. Am spune că-s frați amândoi, să trag din Maria lui Cleopa. Dar nu e așa. El e un bietul om, ca și patriarhul nostru, ca și episcopul nostru, tot în carne și oase, tot greșind, tot muritor, tot om de rând, tot cu inteligență și rațiune, care este pus să-și facă datoria acolo în vârful bisericii lui, dar nu să se creadă Dumnezeu. Adică, unul este Dumnezeu creștinilor, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. N-avem 100 de Dumnezei. De ce vă spun lucrul acesta? Apostolicitatea rămâne veșnic legătura de taină și rădăcina tainică a bisericii. Pentru că mai departe o formulă frumoasă a bisericii este aceasta. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Noi n-am fi avut creștini astăzi dacă martirii nu și-ar fi vărsat sângele și nu și-ar fi pus oasele pe foc, exact ca în Vechiul Testament, jertfele. Pentru că n-avea nimeni curajul, dar Duhul Sfânt îi întărea și el știa că trebuie să moară. Nu vă gândiți la altceva, gândiți-vă, vă povestesc o singură care mie îmi place întotdeauna și m-a uns la suflet. Un copilaj de 10 ani se ducea să ducă Sfintele Taine și când i-a dat un călău cu ranga în cap să-i le ia, el a văzut pe un soldat creștin că venea de departe. N-a avut grijă că el vrea, că Radus să nu dai Sfintele, să n-ajungă mâna păgânului. Auzi câtă credință avea un copilaj de 10 ani, Tarsisus, în Fabiola. Mai mult decât atât, Patriciu, un alt creștin al primilor veacuri creștine, este dus în Coliseum să-l mănânce fiare. Avea la el o bucățică de batistă muiată în sângele tatălui său. Nu prindea. Venea leu, îi lingea picioarele, venea leu și se gudura ca pisica lângă el, nu-i facea nimic. Lucra Dumnezeu. De ce? Pentru credința lui și pentru faptele lui. Atâta putere avea și râvnă creștină, încât el s-a dus în Coliseum, cum aș duce eu să-mi iau înghețata, nu că vai de mine ce să facă, nu știu ce. Nu. Pentru Hristos toate. Iar în clipa când i-a văzut că își pierd vremea de pomană, au scos pantiere, flămâni, de lei, nemâncați de săptămâni, le-a spus, nu vă chinuiți, fraților, zice, știți ce se întâmplă? Aduceți leul ăla bătrân care l-a mâncat pe tata și dați-mi voie să vin până la margine, zice, să-i dau mamii talismanul, zice, care îl păstrez la mine. El avea moaștele lui tată, sub batistă muiată în sângele tătăniesului. Și când i-a pus mamei în mână batista cu respectivul sânge de mucenic al tatălui său și s-a dus în mijlocul Coliseumului, leul care într-adevăr îl mâncase pe tatăl său a venit, l-a privit și i-a zdrobit capul ca pe o coajă de nucă. Dar de ce? Le-a arătat că sfințenia stăpânește moartea, precum Hristos a și făcut-o. Deci, aceste argumente să ni le aducă nouă sectari, nu ca o mașină sier, nu că au bani și dolari, nu că și-au făcut căs cu terasit din cărămidă mai mari decât bisericile ortodoxe. Cu cât e biserica lor mai mare, cu atât ai prostia lor mai multă. Cu cât bisericuța e mai mică și mai smerită, Duhul Sfânt vine ea. Bisericile creștine nu trebuie să dărâme. Trebuie să aibă ele picturi frumoase, icoane frumoase, să fie modeste, curate. De ce? Ca să poată să preînchipuiască ieslea Betlemului, că atunci când e Sfânta Liturghie, să poată să vină Duhul Sfânt, să nu se încurce printre fierbetoanele alea reci și goale, care nu mișcă cu nimic inima. Dar când vii și îți arunci ochii într-o biserică și vezi o icoană a unui Sfânt, încep lacrimile să te pătrundă și să-ți aduci aminte cine e El și cine-s El. Și ia ca procesul de conștiință în mintea noastră ne trezește la realitate. Dacă te duci acolo și vezi niște statui de gips, au niște plangarde, eu sunt fiul tău, Matei 6:8, eu sunt lumina lumii, 12:4, ei să cred aceasta, dar ei nu sunt nimic. Sunt lupi răpitori, sunt dușmani ortodoxiei, rezidurile bisericii, de ce? N-avem unde să le depozităm și să duc la el. N-are biserica unde să închide toți curvarii și bețivii care, și toți răufăcătorii și negustorii de cele sfinte, toți cei ce fac sacrilegiu din biserică. Și ei îi racolează, îi adună, îi strâng. Le dă chioșcuri, le dă banane, le dă portocale, le dă Coca-Cola, haine, mașini bune, telefon celular. Și ce fac cu acestea?
îi înspăimântă pe creștinii care trăiesc dintr-o pâine și o cană de apă, crezând că aceștia vor muri de foame. Dar dacă creștinul e creștin, se mai duce în grădină și mai pune un zarzavat, mai face o mămăligă rară, mai întinde leu de la o lună la alta, dar se duce curat la Hristos, nu pătat, și n-adună bogăție unde o mănâncă furul, ci unde nu mai strică nici molea, și nici tâlharul, și nici lacătul, și nici rugina. Deci trebuie să fim culoarea minte. V-am spus, ei se laudă cu căruțele lor sau cu mașinile lor, dar noi ne lăudăm cu Domnul Dumnezeu nostru. Noi ne lăudăm cu cele 7 daruri ale Duhului Sfânt pe care ei nici nu le cunosc și nu le au. Noi ne lăudăm cu înțelepciunea, care este soarele dreptății și Hristos. Noi ne lăudăm cu înțelegerea, pentru că nouă ni s-a dat a înțelege, n-a spus acolo Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie, zice, celor mici li s-a dat să le înțeleagă pe cele înalte și celor mari li s-a dat să nu înțeleagă nimic, li s-a închis ochii să nu vadă și urechile să n-audă. Noi nu ne temem. Nouă ni s-a dat puterea, spune acolo mai departe, a cunoașterii și a bunei credințe sau a evlaviei și nouă ni s-a dat Duhul temerii de Dumnezeu. Este cel mai mare dar al Duhului Sfânt pe care David l-a dobândit când i-a turnat Ieremia un de lemn în cap. Ce a spus? Văzut am pe Domnul în dreapta mea, în veac să nu mă clate. L-a văzut de-a dreapta pentru că în stânga sta frica de moarte. Și când omul își aduce aminte că Dumnezeu e totul întru toate și afară de Dumnezeu nu există mântuire și afară de biserică nu există mântuire, Ciprian de Cartagina, Dositei și mai departe alți sfinți ai bisericii creștine, deci ne dăm seama că cine s-a rupt de biserica creștină nu-și dă seama ce a pățit. El este deja un mic demon. De ce? L-a luat în primire duhurile întunericului. Gândiți-vă numai la Iov al Sfântului Vechi Testament, care atâta bogăție avea încât nu și-a lipit inima de ea. Dar satana n-a venit să ia bogăția. A venit și a negociat cu Dumnezeu, ca să înțelegem noi din literatura universală, spirituală, ce, Doamne, dați bați joc de mine? Păi cum mă apui să mă leg de robul tău Iov dacă tu nu rădici darul de la el? Poftim! Dacă tu nu ridici darul de la el. Și atunci Dumnezeu atât a întărit inima lui Iov că la urmă i-a și spus satanii, uite, îmi iau darul de pe toată averea lui și de pe el, dar de sufletul lui să nu te atingi. Sufletul era de la Dumnezeu? Era acea scânteioară sfântă care merge la lumină veșnică și la bucurie veșnică. S-a dus satana și i-a omorât și cămilă și copil și casă și masă și asine și totul i-a trecut prin sabie. Au venit, ai o stăpâne, Doamne, și au venit babilonieni și ți-au luat cămilă și a venit un cutremur și ți-a dărâmat casă și fiii tăi. A considerat că în cămașă e puțin spus și a rupt și cămașa de pe el și s-a trântit gol la pământ și a zis, nu-i nimic, gol am ieșit, gol am să mă duc. Femeia, nu trebuie să o judecăm, noi nu facem acum judecata femeii. Ea ca vas mai slab, știi, cu un cerceluș, cu un ineluș, cu un dinte pus, cu un colieraș, cu un păr creț. Măi, Iov, mă, tu te rogi la Dumnezeu ăsta și El ți-a luat tot, ce faci? Păi da, mai hulește-L, mai zici și tu, măcar cârtește. Iov înțelept și tare în credință ce i-a spus. Tu, femeie, nu vorbi ca una nebună, zice. Dar dacă am primit tot ce a fost bun, de ce nu vrei tu să primim și ce-i rău acum? Și n-a fost suferința lui Iov o zi. A fost 7 ani și... Iar după 7 ani, spune că l-a strigat Dumnezeu și i-a spus, Iov, scoală-te! Și s-a sculat Iov și l-a îmbrăcat în cămașă, adică l-a spălat, l-a curățat, i-a trimis darul Duhului Sfânt din nou, s-a făcut sănătos, a avut iarăși copii și zice, din tradițiile vechi, că a plouat la curtea lui 3 zile și 3 nopți cu galbeni, atât avere a făcut îndoită. Ei, cam așa ar trebui privită această simplitate a bisericii noastre creștine. N-avem cu ce să ne lăudăm. Gândiți-vă la două lucruri. Și dacă vreți, de ce am zis? Că e după amiaz, nu-i predică, nu-i slujbă, să vă plictisiți, avem timp să le luăm așa ușurel. Eu când stau singur câteodată la chilie, am timp de meditație la niște subiecte frumoase. N-avem timp noi, n-aveți voi timp că aveți treburi și vara și prășit și cosit și multe griji. Dar mă gândeam odată numai la un lucru. Cât a suferit bisericuța asta română? Să nu mai vorbim de alte biserici. Că și biserica greacă a avut răzvrătirile ei, și biserica Ierusalimului răzvrătirile ei, și Rusia pravoslavnică.
2 milioane de creștini trecuți sub pistol, 340 de episcopi, 40 de mitropoliți. Deci ce n-a făcut Stalin în Rusia și nu l-a putut da pe Dumnezeu? Moaște aruncate în cuptorul de la Kremlin. Dar când a vrut Dumnezeu să se proslăvească pentru Sfinții Săi, deasupra a ieșit. Și mai nou, dacă ați citit în Bucuriile Suferinței de arhiereu ăla, care a fost găsit în timpul părintelui Bejan cu crucea la gât, ei, aflați că mi-a spus cineva că chiar s-a făcut săpături, au găsit într-adevăr trupul lui neputrezit și n-au dat voie autoritățile să-l scoată și să-l pună în rapă. L-a îngropat la loc. Deci încă dușmanii ai bisericii tronează. Dar nu mai mult decât atât. Noi le-am permis la toți să trăiască pe spatele nostru. Au venit jidanii între primul și al doilea război mondial și au mulți și au luat cât au vrut. Au venit și nemții și au luat cât au vrut. Au venit și rușii și au luat cât au vrut, frații noștri. S-au umplut, slavă Domnului, de toate. Ne-a mai rămas și nouă. Au mai venit și austro-ungari. Au mai venit și nenorociții ăștia de unguri în Ardeal și au ajuns până unde au reușit, de-au spintecat copii. Au ajuns de-au omorât preoți. Au ajuns de-au dărâmat biserici. Au ajuns de-au spânzurat preoți și mame și au dat foc satelor. Nu mai se poate să desfințeze ce? Nu omul, că n-avea cum să-l desfințeze. Numai Dumnezeu la potop a vrut să o facă și s-a căit, i-a părut rău și a dat seama că nu-i bine. Lasă-l să pocăiască, cam să-mi trimit eu pe fiul meu și-l ridic. Dar ei au căutat să distrugă ce? Cultura creștină. Au căutat să-l distrugă pe Șaguna, au căutat să-l distrugă mai departe pe Antimivireanu, pe Dosoftei, pe Varlan, au căutat să-i distrugă pe toți basarabii și mușatinii care au umplut toată țara Bizanțului de averi și odoare și milioane de kilograme de aur, poate câte s-au cărat din țara asta, și s-au stors munții ăștia cum stoarcem noi rufa în storcător. Dar dacă Dumnezeu a vrut, tot a izvorât. Mai mult decât atât, i-a mai ținut în spate și pe turci aproape 1000 de ani, nu mai mult. Aproape 1000 de ani, începând cu popoarele slave și cu popoarele mongole și apoi, asta cu popoarele migratoare, apoi cu popoarele mongole și în cele din urmă cu Imperiul Otoman. Gândiți-vă numai mult decât atât, numai la 1877, acum 100 de ani în urmă, de-abia am luat independența de sub turci. Când venea burduhacul cu sultanul cu turban în cap și deșerta, așa ca flămânzâla lui Harapal, pungile cu bani în trânsul și nu se mai sătura. Oare de unde era? Nu era munca Bietei Țări? Nu era bogăția Bietei Țări? N-a trecut nu de mult și de-abia s-au dus de pe capul nostru fanarioță. Ce au făcut? Au săpat până și sub temeliile bisericilor să caute bani când au plecat. Au scotocit morminte. Iar la 1821, când a fost eteria, au fost și mai murdari sufletește. Nu și-au condus eteria să-i scoate pe turci din țară sau să facă mare minune, ci au căutat să distrugă cultura creștină. Pe unde i-a dus pe turci? În Putna, în Secu, în Neamțu, în mănăstiri. Agapea, Veratic sau care mai erau pe vremea aceea. Deci a dus să distrugă locașurile de cult, ca nu cumva poporul acesta să se poată lăuda și el cu ceva. Dar n-a fost nevoie de lauda lor, că ne-a lăudat pe noi Dumnezeu. De ce? Cu cât ați văzut, faci drum și trece căruța, trece mașina și după ploaie, troscutul scoate vârful din pământ. Ei, așa a fost poporul ăsta, așa a fost țara asta. Cu cât au călcat-o ei în picioare și au arat-o și au semănat-o crezând că nu o să mai fie, iar tot a existat. Ei, au trecut și s-au dus și ăștia, au venit ungurii și au făcut de cap în Ardeal, au venit austro-ungarii peste Bucovina, apoi au venit rușii și un lucru care noi nu știm că suntem tineri, dar să ne spună bunicii noștri, că în 66 și în 72, ca să o știți pentru cultura generală, o istorie nescrisă, povestită, intrau în Bucovina cu garnituri de tren și tăiau pădurile în masă. În masele de frișau, încărcau butuci întregi fără de rădăcini, numai ce puiau și plecau cu ele la Marea Sărată și le depozitau acolo cheresteaua să aibă pe când o să o cumpărăm noi de la ei. Deci din scândura bună își fac ei mobile și ce au nevoie și nouă ne vând acum lodvele, cum se spune, ca să ne facem ce avem nevoie din pădurile noastre. Au mers conductele cu țiței și au mers din țara aceasta banii cum se duce apa sâmbetei, dacă se spune așa.
Dar totuși ne-a păstrat Dumnezeu. De ce? Pentru că omul cât de năcăjit era când auzea glasul clopotului, știa, ori bate război, ori bate refugiu, ori bate retragere, ori bate slujbă, ori bate scârbă, ori bate jale, ori bate piatră, ori bate ploaie, ori bate moarte. Asta era semnul. N-avea ceasornic, n-avea locomotiva cu abura lui James Watt, n-avea sielul lui Bill Clinton și nu știu mai ce. Nu! Să suia în căruță, hâr-hâr-hâr-hâr-hâr-hâr, cu sacul cu nuiele, cu mămăliga crudă după el, cu trei copii într-o traistă în spate și hai la muncă. Dar, în schimb, ce a rămas? A rămas tradiția ortodoxă neclintită, pe care în 8 ani de la Revoluție, biserica n-a mai putut să o păstreze nealterată total. Ce a început să o vadă cum se micșorează și cum se pișcă de aici și de acolo. Întâi își fac probe și apoi se însoară. Întâi umblă bezmetici pe la secte, apoi se întorc acasă. Întâi umblă prin Occident și fac toate măgâriile, apoi vin și se spovedesc și se împărtășesc. Întâi se duc și fac toate nebuniile, se tatuiază, se tund, se maschează, le fac pe toate și apoi își aduc aminte că sunt ortodox și se mai îmbracă câte un costum național, dacă le dă părul alb la tâmple. Și ce au făcut? Au distrus folclorul, au distrus muzica, au distrus literatura, au distrus cântarea bisericească, au distrus obiceiul nunții, au distrus obiceiul morților, au distrus cultul sfințeniei, cultul iertării, cultul iubirii. Ei, închipuiți-vă și voi o țineți minte cum era înainte de 90, când veneai la țară, la orice om și îți dădea din toată sărăcia lui o poamă, oriceva și te duceai liniștit, te-ai retras la țară, te-ai recreat. Du-te acum la țară că ei își dau cu parul în cap, numai cu titluri, numai cu judecăți, numai cu pământuri, numai cu parcele, numai cu pomișori, numai cu brăzdițe. Numai nu le mai pot împărți și nu se pot înțelege. Frați de mamă, frați de sânge, ortodoxi, botezați, cununați, iau sfintele taine în gură și când te duci în ograda lor, îți mai răi decât câinii. Iată ce a reușit să semene civilizația occidentală într-o țară tradițională, creștină și ortodoxă. O fetișoară frumoasă care când răsărea soarele dimineața ieșea la fântână și se spăla cu apă și era roza ca trandafirul. Dacă te duci în stația de tramvai sau în sat, e toată jupuită, e toată fardată și vopsită, zici că e anul nou în toată ziua, nu mai știi ce să înțelegi. Dacă nu te uiți bine și nu se îngână ziua cu noaptea, zici că e bărbat și nu-i femeie. Și dacă îi spui că nu-i frumos, hai sictir. Adică are un cuvânt de adresare învățat tot probabil de la turci. Că la noi în popor era o vorbă, iartă-mă, sau dacă te-am supărat, uite, mă rog, fie-ți ție cu iertare, nene, sau bate, sau cum te cheamă, sau cum se spunea, bădie, sau mătușă, sau cumătră, sau mamă, sau vecină. Ei, toate acestea au influență. Deși biserica stă, deși biserica nu se mișcă, se filtrează în masele sociale, se fixează cu program, adică își face o autosugestie, o automoralitate, o autodependență a ei și se filtrează din istorie în istorie, pentru că ea nu are dreptul să se amestece în nimic. Eu v-am spus și astăzi, noi nu suntem puși pentru făcut politică. Vă închipuiți ce ar însemna un Babilon de acesta politic în biserică. În loc de predică, să întreb câte voturi are stânga, câte voturi ar mai rămas cu dreapta, sau în loc să te ocupi de sfânta liturghie și de spovedanie, tu să-i spui, fii atent, dacă tu nu ții cu țărăniști, nu-ți dau sfintele taine. Deci ar fi o nebunie. Noi suntem făcuți biserica să fim veriga cea mai strălucitoare din tot lanțul social, de pe care ceilalți să ia modelul și să se lipească de noi. Adică, omul ne mai găsind o urmă de adevăr, ne mai găsind o urmă de dreptate, o urmă de realitate, o urmă de lumină și de sfințenie să-și aducă aminte. Strămoșii mei mergeau la biserică, ia să mă duc și eu. Și acolo să-l găsească pe preot în odăjdii citind rugăciuni de deslegare, să-l găsească pe preot în odăjdi citind molifta și spovedind, să-l găsească pe preot în odăjdi dând un sfat bun, nu îndemn la ceartă sau la balamuc,
să-l găsească pe preot dând o bucată de pâine la un sărac sau învățându-l cum să se roage, nici de cum amestecându-se în mizeriile și gunoaiele lumii. Pentru că ce se întâmplă? Și soarele luminează peste cei buni și peste cei răi. Și biserica are în ea și buni și răi, vase de cinste și de necinste. Dar biserica mai are o calitate care îi se atribuie din paraclisul Maicii Domnului. Fecioară mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Deci Maica Domnului, când a fost biserica trupească a lui Iisus Hristos și l-a primit în pântece spre mântuirea lumii, l-a dat bisericii sale într-o asemenea biserică, mai curată decât strălucirile soarelui. Deci strălucirea soarelui n-are treabă cu problemele din afară. Soarele aci bate și încălzește, aci usucă, aci șterge umezala, aci răcorește, aci... El are treburile lui. Ei, așa trebuie să fie și biserica. Biserica trebuie să fie legată strâns de problema mântuirii. Trebuie să fie legată strâns de probleme sufletești. Omul când intră în biserică, cu adevărat să îi se întipărească în minte ce? În biserica tale, slavei tale stând, în cer mi se pare asta. Deci eu când sunt în biserică, sunt în cer. Nu sunt la loc de vârfă, nu sunt la loc de ceartă, nu sunt la loc de pierderea vremii, să văd cum s-a îmbrăcat cu tare, ce mai spune cu tare. Deci nu e un loc de întâlnire, nu e un loc de casa modei, nu e un loc de schimb reciproc, de sfaturi sau de idei, ci în biserica e mărmurit și sfinții îngeri privesc, acoperindu-și aripile jertfa cea mare a tainei tale, Iisuse Hristoase, și pe mine să nu mă lepezi dintre slujitorii tăi, cel ce mi-ai dat, zice, darul preoției, și să faci această jertfă spre sfințirea poporului și așa mai departe, rugăciunea Heruvicului. Deci asta e taina bisericii. Cred că despre biserică mai mult de atât nu se poate spune. Dar, în schimb, biserica este și materială, v-am spus. Deci, de tradiția satului se leagă biserica. De cultura satului se leagă biserica. De viața satului se leagă biserica. De comportamentul satului se leagă biserica. De ce vă spun lucrul acesta? Nu vine să-l oprească pe om să nu facă ce vrea, ci vine să-i spună prin Apostolul Pavel, toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt folositoare. Deci când preotul spune, nu-i frumos, nu te certa, te scutește de câteva milioane târâte prin avocați și judecători. Când preotul spune, nu mai purta ură, te scutește de pușcărie, că tu-i dai cu parul în cap și romori. Când preotul spune, nu mai curvi, te scutește de sida și de avortul și de alte păcate grele. Când preotul spune, cunună-te, te scutește de concubinaj și de alte mizerii sufletești. Când preotul spune, roagă-te, te scutește de cutremur, de foamete, de potop, de apă. Ați văzut acolo la Gorj când a venit duminica, prășau și le-a dat Dumnezeu bombe de gheață în cap. Ce a spus? Olteni proști, vă trezesc eu la viață. Și i-a bombardat de la sărit capacele. Ce a spus? Zice, așa ceva n-am văzut, spuneau bătrânii. Păi, sigur că n-am văzut să lucrez duminica în timpul liturghiei, să prășești porumb. Deci, să vede că Dumnezeu, când își iese din sărit, în bunătatea Lui cea mare, mai și dă câte o vargă. Deci, trebuie să avem în minte, cum spunea Părintele Stăniloae, două lucruri. Viața cotidiană a satului conservă structura și temelia bisericii. Cât vom avea mame bune, vom avea și preoți buni. Cât vom avea copii buni, vom avea familii sănătoase. Cât vom avea părinți credincioși, vom avea copii moderni. De ce? Pentru că viitorii direct, viitorii ingineri, viitorii profesori, viitorii doctori, viitorii milițieni, viitorii judecători, viitorii avocați, viitorii brutari, bucătari, cofetari, tot ce vreți, vin din sânul nostru. Iar dacă noi nu-i lăsăm așa cum trebuie, la un moment dat nu-i nevoie de distrugerea lui Dumnezeu. Vă dau o pildă. Brutarul poate să-mi pună o travă pâine, măcelarul poate să-mi dea carne stricată să mă duc în spital intoxicat, polițaiul mă poate amenda până mă bag în pușcărie, judecătorul mă poate băga în ochnă pe viață, doctorul mă poate omori sub bisturiu, preotul mă omoară sufletește și el și m-am pierdut și cu una și cu alta și ce-am câștigat.
satul se bate cap în cap, să omoară, trăiesc cu pistoale ca în Texas, stau cu pare după colțuri, asta e gașca locutare, asta e gașca locutare, nu e ortodox, fraților. Deci trebuie să fugim de acest lucru. Și la bloc, v-am spus, trebuie o colaborare. Deci cum strânge asociația pe scară, toți să se întâlnească, părinți și copii, și să spună, uite, ăștia-s copiii mei, domnul Iorcu, ăștia-s copiii mei, domnul Vasiliu. Dacă îi vezi că greșesc, plesnește-i. Dacă îi vezi că nu dau bună ziua, plesnește-i. Ca să se creeze acea armonie între oameni și să nu mergem la sălbăticie, la trăirea conservată. Ați văzut iepuri în cuști și găinile la vicola, cum stau unul peste altul. Ei, nu vrem să ajungem zilele acelea. Tu nici nu te știi cu vecinul tău și îl bănuiești de farmece. Tu nici nu te cunoști cu vecinul tău, dar știi că te urăște. Tu nici nu știi cine-i sub tine, dar știi că îți trimite vrăj. Tu nici nu știi cine stă deasupra, dar știi că are duhuri rele. Deci vedeți câtă slăbiciune și inteligență omenească bolnavă? Deci dacă ar fi Duhul Sfânt, Cel care este veșnic mânghietor, și ar fi biserica cu sfintele ei taine, și ar fi credința nezdruncinată în Dumnezeu, vă spun eu, n-ar mai fi nevoie de poliție, n-ar mai fi nevoie de justiție, pământul și-ar doa roada la vreme, ploaia ar fi la vreme, căldura ar fi la vreme, pacea ar fi la vreme, oamenii s-ar împăca, păi ar scoate unul pe o palmă de pământ cât scoate altul pe un hectar dacă ar avea credință. Pentru că ce se întâmplă? Dumnezeu dă spor pământului. Și unde vede Dumnezeu bunătate, trimite har și milă, unde vede răutate, nu dă nimic. Câți n-ați fost sau n-ați văzut fras certându-se, au semănat și n-a ieșit nimic. Ori a stricat rozătoarea, ori a înnecat apa, ori a stricat animalul, ori s-a calamitat, ori a fost secetă. Dumnezeu face bogați, Dumnezeu face săraci, Dumnezeu face sfinți, omul face păcătoși. Deci trebuie să fim cu luarea minte și eu spun că n-a fost nevoie de prea grozavă învățătură despre biserică, dar trebuie să avem în schimb două lucruri. Să avem acea tărie de caracter când auzim vorbindu-se despre biserică să ne ia cu fior sfânt, iar când auzim hulindu-se de biserică să mergem până acolo până îl și scuip și îl și lovești. Adică, băi, nenorocitule, ai studiat tu biserica în profunzimea ei tainică, cât e de frumoasă și de sfântă și de curată? Știi tu ce înseamnă biserică? Știi tu ce înseamnă taină din biserică sau dogmă? Nu. Și atunci de ce vorbești la adresa bisericii și dai replici fără să cunoști? Deci nu ne este îngăduit să permitem ca biserica să fie hulită. Prieten să-ți fie și vecin, când l-ai auzit că vorbește rău, îi spui, oprește-te că te plecești. Lucruri de astea cu mine nu discuți. N-ai frică de Dumnezeu, în casa mea să nu mai calci. Îți dau pâinea la ușă printre grate. Deci nu ne facem prieteni cu dușmanii bisericii. Neprieteni mi s-au făcut cei ce te urăsc pe tine, Doamne. Și cu ură nedreaptă i-au urât pe ei. Și spune acolo mai departe, zice, fericiți cei ce iubesc podoaba casei tale. Cine iubește biserica și Dumnezeu îl va iubi pe el. Cine se roagă în biserică, Dumnezeu îl va mântui negreșit. Să nu trăiți vreodată cu impresia că o să țină Dumnezeu cont că ați mai fumat sau că ați mai înjurat sau că ați mai greșit. S-a spălat prin spovedanie și este șansă de mântuire. Dar să vadă Dumnezeu că îl iubești ca orice părinte. Poate să-i fie copilul cât de rău. Când s-a îndreptat, el să bucure. Și slavă Domnului că s-a făcut bun. Așa și Dumnezeu știe despre noi. Un alt lucru care pot să vi-l spun este acesta. Fără cele șapte taine, biserica nu este valabilă. O să vedeți scris Biserica Creștină Apostolică, Biserica Baptistă Apostolică, Biserica Pentecostală Apostolică. Nu, s-a ales prostii, ales grajduri de vite. Deci, biserica fără taine nu este valabilă. Deci, biserica obligat trebuie să aibă ea Sfintele Taine. Acolo unde îți dă Sfânta Liturghie taine, te botează, te cunună, te miruiește, te spovedește și te botează și te... Îți face Sfântul Mascu, acolo e biserică creștină. Pentru că se pot strecura secte și în biserică. Ați văzut turma lui Ilie, care a făcut ravagii prin partea Bărladului și prin partea Sucevii. Ați văzut cazul Vladimirești, unde dau sfintele așa ca în loc de borș și de supliment la felul 3. Ați văzut Recea, Târgu Mureș, unde iară azi mănânci carne și azi te duci, azi te împărtășești și mâine la fel. Sau stai o săptămână, îți dă toată săptămâna. Trebuie și o anumită evlavă sfintelor taine. Dacă eu iau un pumn de pastile, nu mă intoxic? Dacă iau în bătaie de joc sfintele, oare nu mă vatem sufletește? Deci trebuie să fim cu luarea minte. Să ne ferim. Să vă feriți de ăștia ce umblă cu călugăria albă. Vedeți, iarăși o catastrofă.
Sunt din ăștia, așa, eu le spun demenți, că nu pot să-i numesc altfel. Nu, că zic eu, nu mă căsătoresc. Dacă nu te căsătorești, drumul la mănăstire. Păi nu, că n-am chemare la mănăstire. Dacă n-ai chemare la mănăstire, fii un om serios în casa ta. A, ei propovăduiesc, dau sfaturi, fac adunări, se roagă împreună, cruce mare în patru lături, vine Duhul Sfânt, au o serie întreagă de nebunii, feriți-vă ca de foc. Și mai mult decât atât, deviază și fac niște punți sectare atât de frumoase, încât ți-i mai mare dragoste, vezi, cum deodată din aceia evlavioși călugări albi, sau cum spun ei că se mântuiesc în lume, ca și călugării, s-au făcut primele victime ale sectarilor. Deci nimic ce iese din real, nu e real. Totul trebuie să fie esențial. Și atunci un sfat, când îl dai cuiva, trebuie să-l judici logic. Deci vine omul la biserică și el spune ceva aici, mă, ca părinte, că e văzător cu Duhul. Nu-i, frate, vorba de vederea cu Duhul. E vorba că e clar, dacă tu n-ai dreptate, n-ai dreptate. Nu că ți-am spus eu că n-ai dreptate, că ai fi văzător. Nu! Nu ai dreptate. Aici e greșeală. Deci tu trebuie să fii tu real cu ochii tăi, că asta nu se poate. Nu trebuie să bați șapte hotare să ți se spună, frate, asta nu-i bine. Sau asta trebuie făcut. Că noi creștini știm aproape toți ce avem de făcut. Este cărți, este literatură, este învățătură creștină. Să știți, în general, în Iași, bisericile sunt pline. Se duce lumea la biserică. Dar problema se pune aici, că ei bagă pe ureche și scot pe cealaltă. Ori trebuie să mergem la orele, să ne înfundăm una din urechi, ca să poată această învățătură să se magazineze în noi, să o putem pune în practică. Noi stocăm așa pentru moment, spălăm mintea, o clătim cu vorbe frumoase și apoi bem afară. Ai văzut cum faci clismă. S-a dus totul și s-a terminat. Păi nu așa, frate. Deci când am prins o învățătură, mi-o notez pe un capăt de hârtie și eu văd cu ce am sporit în ea. Așa mă duc de dragul că vorbește popa frumos, n-am rezolvat nimic. Să se șeva de roada. Spovedit, împărtășit, moral, demn, curat, sfânt, serios, prompt, consecvent. Nu ne permitem așa, adică suntem creștini, dar ne tragem de șireturi cu tainele lui Dumnezeu și cu cei de jur. Să spună, uite bă, ăsta se cunoaște cum de la biserică. Uite, ăsta se cunoaște că e credincios. Uite, băi, ăsta, într-adevăr, se cunoaște că e ortodox. Pentru că ce se întâmplă? Văzându-ne pe noi serioși, și cei răi se pot îndrepta, și chiar cei de alte neamuri pot veni la noi. Să fiți siguri de lucrul ăsta, că și un protestant, și un catolic, și un sectar, dacă vede multă seriozitate și vede, într-adevăr, că are ce lua de model, el nu mai pleacă, el se întoarce singur de unde a plecat. Pentru că la origini toți sunt ortodoxi și ei după aia s-au murdărit. Dar dacă vede că noi suntem pururi neserioși, deci tu ieși din biserică și te cerți în stația de autobuz. Te sui în autobuz și bârfești în loc să-ți vezi de păcatele tale. Începi să o judeci pe aia că n-a stat bine biserică și te-a călcat pe picioare, să nu știu ce a mai făcut. Frate, trebuie să ne tolerăm unii pe alții, purtați neputința unii altora și așa se împlinește legea lui Hristos. Iubiți-vă unii pe alții. Cine are inima bună să cânte psalmi, să nu lipsească, cum spune Dumnezeescu Palama, în Dumnezeitul Aminte, zice, de la Dumnezeescu botez, obligat este omul în toată vremea și în tot locul să zică, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Noi ne punem problema sfârșitului lumii și nu privim sfârșitul nostru. Noi ne punem problema fragmazonilor, dar nu ne vedem pe noi cât suntem de fragmazoni. Noi ne punem problema păgânilor că vin peste noi, dar nu ne vedem noi cât suntem de păgâni. Noi ne punem problema sectarilor, dar noi suntem mai răi ca sectare. Noi ne punem problema catolicilor și noi de multe am depășit în rele. Deci, trebuie să fim cu luarea minte. Întâi mă judec pe mine, așa spunea Părintele Cleopa, să ai la tine inimă de judecător, la aproapele inimă de mamă, și către Dumnezeu inimă de fiu. Și așa te mântuiești. Deci noi îi vedem pe alții răi, adică papagalicește, i-am bătut pe toți, gata, am făcut o dezbinare dogmatică, nu stă nimeni în fața noastră. Iar când e vorba de fapt, e tabula rasa. Nici n-ai cu ce să scoți capul, castruțul, bagi în năsâp. Știi de toate și nu faci nimic. Deci trebuie să fim, în primul rând, niște buni lucrători. S-a dus odată un duhovnic, la un duhovnic uscusuit, nu contează numele lui, un din ăsta sporit, așa, făcea el pe sporitul. Și a spus, zice, părinte, vreau să-mi vorbiți de rugăciunea lui Iisus. Și ăla și-a ieșit puțin din fire și a spus, ai metania? Zi, Doamne Iisus, asta e Doamne Iisus, nu pălăvrăgeală și vorbă cu omul. Ei, asta înseamnă credință, faptă. Pomană, post, rugăciune, smerenie, răbdare, dragoste, seriozitate în toate punctele sociale unde te afli, întotdeauna să fii cu binefacerea în mâna ta, în gura ta, în voința ta, în inima ta și în felul ăsta vom fi deplini fii ai bisericii.
Iar ca răsplată, ca să închei mai frumos, să nu vă plictisiți, Duhul Sfânt are harisme. Ce sunt harismele? Sunt răsplățile harului pentru cei credincioși. Unul poate să ia harisma smerenie, unul poate să ia harisma iubirii, altul poate să ia harisma evlaviei, altul poate să ia harisma postului, altul poate să ia harisma dragostei și spune că biserica nu i-a rânduit pe toți la fel. Unii sunt apostoli, unii sunt învățători, unii sunt propovăitori, alții cu darul cârmuirii limbilor, cu tare și cu tare și cu tare. Dar dragostea este cea mai înaltă cale. Dacă avem dragoste, ne cunoaștem ca ucenici fidele lui Iisus Hristos. Pentru că dragostea noastră s-ar putea într-o bună zi să ardă, dragostea noastră s-ar putea să-i ardă pe sectari și să le dea mustrare de conștiință că s-au rupt de biserica mamă. Dragostea noastră într-o zi și seriozitatea noastră s-ar putea să-i facă pe păgâni să zică, uite bă cât îți deluminați ăștia cu Hristos al lor, hai și noi la ei. Să-l lasă pe Buddha de bunăvoie și pe Mahomet și să-l ia pe Hristos în brațe. Și în felul ăsta ce s-a făcut lumina lumii, veșnic va străluci în slava lui Dumnezeu. Pentru că cine are lumină, nu o pune sub obroc, pune veșnic să lumineze tuturor. Avem nărabul ăsta de a ne feri să nu facem fapte bune fără binecuvântare. Dar n-am întâlnit pe unul să vină și să-mi spună, părinte, blagoslovit, să fumez și eu să-i spun nu și el să nu fumeze. Sau să vină unul și să spune, blagosloviți, părinte, să beau, n-ai voie și el să nu o facă. Nu, asta nu. La rele, slavă Domnului, dezlegare. Dar la fapte bune, blagosloviți, să mai zic cu tatăl nostru în plus, păi zic să nu zici că te ia durerea de măsel. Dar blagosloviți, mai fac câteva metanii. Nu, 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 că slăbești. Deci, la cei de folos, cerem blagoslovenie. Iar la cele nefolositoare, ne aruncăm ca oile la junghiere. Deci să se vadă o categorisire a lucrurilor creștine. Eu v-am spus, ceea ce poate să facă biserica acum, la sfârșit de secol, nu se face nici cu parul, nici cu arma, nici cu nimic. Toți creștinii ortodoxi, care într-adevăr spun că iubesc pe Dumnezeu, să se strângă în jurul parohiei lor și să încerce să-i racoleze cu fapte bune și frumoase pe cei din jurul lor, să-i convingă să devină buni. Și dacă au pe preot în frunte care le dă sfinte și îi spovedește și îi îndeamnă de bine, și au și episcop care îi păzește, că darul unui episcop, să știți, de a-l intra ceva rău, o dihonie într-o eparhie și îl dă un blestem, păi aia se curăță, unul nu respiră, adică nu se pot face chiar așa, adică o eparhie nu-i lăsată de capul ei când îi se pune un întâi stătător peste ea, duhovnicul duhovnic și episcopul episcop. Și dacă biserica s-ar strânge un pic în jurul ei, să se pună un pic la punct în sine, ea pe sine însuși, adică credincioși și cler, vă spun eu că n-am avea nevoie să ne temem de nimic. Sfântul Vasile cel Mare n-a stat să se bate cu Valens. Ce a spus Valens? Mă întorc de la oaste și te stârpesc. Asta ți arăt eu ție că nu mi-ai dat bani. Sau Iulian Apostatul sau Valens, unul din ei, l-au jignit când i-au cerut bani pentru oaste și a spus că-s banii creștinilor și nu i-are. Ce a spus Sfântul Vasile cel Mare? Fraților, să ne rugăm. A intrat în biserică, s-au pus toți la rugăciune și în timp ce se rugau, a văzut cum Sfântul Mercurie a ieșit cu sulița din icoană și s-a dus în câmpul de luptă și a înfipt-o în acel nenorocit împărat păgân. Cred că Valens era, nu era altcineva. Și deodată s-a întors Sfântul icoană cu sulița înroșită, cu sânge cald a murit. Și și-a dat seama Sfântul că acel inamic a căzut în câmpul de luptă și nu va mai prigoni biserica. Așa trebuie să ne apărăm. Când s-a rugat preotul și episcopul, nu-i nevoie de teamă și de frică. De la sine dușmanii se împrăști ca fumul și ca praful în fața uliței. Și mai mult decât atât, când ne-au ocupat biserica, a fost ea cumva și chestia aia de la Cluj, și mascara dată. N-o fi fost chiar așa mare bătaie cum au scris-o prin ziare. Că apoi și mincinoșii ăștia ce fac ziare, cum le-or vinde? Că nu le recumpără nimeni. Ați văzut ce face omul? Taie pătrățele și îl pune la veceu, că numai minciunii el. N-are ce să facă cu el. E mai ieftin ca hârtie igienică. Dar, ce se întâmplă? Înțelept procedat. S-au strâns 2000 de preoți și cred că era necesar încă un lucru să se facă. Aia toți trebuiau puși în genunchi, cu epitrafirul în gât, și să facă fiecare rugăciune de iertare și de dezlegare acelui loc, ca Dumnezeu să rânduiască dacă cei ce se roagă în locul acela merită să-l aibă sau nu. Și când vedea Maria sa cardinalul de Cluj și primarul de Cluj și prefectul de Cluj că i s-a îmbolnăvit copilul,
că i s-a zdruncinat nevastă sau că i s-a strâmbat mașina, știa, stai că eu am dat o lege nedreaptă și le-am luat acestor oameni o biserică pe neadevăr. Luați-o înapoi pe a voastră și voi stați liniștiți în banca voastră. Și în felul acesta nu era nevoie de bătaie cu pumnul și cu palul. Mult poate rugăciunea dreptului cea ferbinte. Bate și ți se va da, cere și se va deschide, caută și vei afla și strigă că copilul care plânge, mă, ăsta-i dă țâță, așa spune apostolul asta în învățătura lui Isaac Sirul. Deci, Sfântul Vasile când i-a ocupat biserica, nu s-a dus să facă act cu primăria. Nu. S-a dus la ei și le-a spus așa, fraților, dacă vă rugați trei zile și a voastră, luați-o sănătoși, să se deschidă porțile și să intrați voi. Eu rugat și noi. Dacă să nu se deschide, tot a voastră să fie, că înseamnă că e mincinos Dumnezeu nostru și nu ne ascultă sau nu merităm. Dar după ce s-au rugat zile de lungi, arienii și-au văzut că n-au nicio șansă și s-a apropiat arhiereu de ușa bisericii și când a bătut acolo cu crucea în ușă și a zis, deschideți-vă voi porți veșnice și va intra împăratul slavă. A sărit și pe cete și tot s-a deschis și în cântare, nu de ura sau aleluia sau, hai să spunem, cum să spune acum, mulți ani trăiască, nu. Și nici o cântare care se obișnuiește des, un fel de osană așa mai lumească. Ci Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. S-au spăimântat arienii și au fugit, iar un alt episcop dintr-o eparhie, ce credeți că a făcut? La ieșirea din viață a fost întrebat, Părinte, pentru că te-ai săvârșit din viață, dă-ne nou un cuvânt de folos. Zice, când am intrat în episcopia mea, aveam 14 creștini. Iar acum, la ieșirea din viață, sunt mulțumit că mai am 14 eretici. E o diferență. Deci, asemenea rugăciune ne trebuie nouă în biserică. Lăsăm noi computerizarea și electronismul, că cu asta nu vine Dumnezeu și Duhul Sfânt. E marea prostie că electronica n-a reușit să racoleze prin unde e Duhul Sfânt. Prinde doar vorbele, sunetele, aerul, curentul, prostii de genul ăsta. Dar ultrafizica și ultrasunetul și ultrachimia și ultraștiința n-au reușit să-l prindă pe Duhul Sfânt, să-l bage pe unde. Acest Duh Sfânt nu va veni decât când fiecare mamă și fiecare tată și fiecare copil se va pune în genunchi cu ceaslovul, cu psaltirea, cu paraclisul, cu o zi de post și El intră singur la noi fără să-L prinzi cu nimic. El vine singur în noi și ne împlinește toate dorințele. El vine în noi și ne curățește de toată spurcăciunea și mântuiește sufletele noastre. El vine în noi și nu mai iese până nu ieșim noi din viață. Așa a fost Ava Visarion, așa a fost Sfântul Antonie, așa a fost Euharist Păstorul, așa a fost Alexandru Cimpoierul din Constantinopol, așa era femeia de la Roma de care Pafnuti să mira, zice, dar tu cum te mântuiești? Păi călătoresc. Păi cum călătorești? Dar când te rogi? Și n-ai învățat că viața e o călătorie? Deci noi suntem în călătorie, nu suntem puși aici să turnăm temelii de ferbetor. Suntem puși să ne bucurăm de lucruri materiale, să ne putem înălța la cele spirituale. Pentru că nu blocul cu trei etaje și mașina cu 8 roți ne bagă în rai. Până la urmă tot prescura și lingura de vin dusă în biserică morților și tot prescura și lingura de vin prefăcută în sânge și în trupul lui Hristos, numai în biserica creștină. Și vreau să închei cu un lucru frumos din viața mușatinilor. Ștefan cel Mare, când i-a bătut pe turzi, le-a sunat apa în cap la vaslui, a spus așa, zice, iată cu mila lui Dumnezeu, zice, bătut am păgânul, zice, dar țineți minte, prinților, zice, că de va cădea această poartă a Europei, Moldova, toată Europa va cădea. Deci noi eram pe vremea aceea poarta Europei, ia că alții au furat-o, au deschis-o și am vrea să spună că noi trăim în Groenland. Mai mult decât atât, fiind la strâmtoare și îngreuiere, când la războință a pierdut toată curtea domnească sub sabia lui Mahomed al II-lea la 180.000 de oști, s-a dus la Daniil Sihastru, unii spun că s-a văicărit. Nu s-a văicărit, a întrebat ce să fac, să dau tribut, să închin țara sau să lupt. Și Daniil Sihastru i-ar fi spus acele cuvinte grele. Au bătut valuri și nu m-am clătinat. Au bătut furtuni și am rămas ca de stâncă. Pentru că am în mine puterea credinței în Domnul Dumnezeu Iisus Hristos în veci. Amin. La întrebări n-aveți timp că scăpați-o.